Ed ecco film. Sono un avventista. Dumnezeu să mă ajute. Mă duc la Brezon. Există două variante. Una e să mă duc în Alpi, în regiunea Cognac, unde este comuna Brezon, situată în Val de Brezon, pe deal de Brezon. E Brezon de lângă Lyon. A doua variantă, mult mai la îndemână, e să mă duc la Brezon de lângă Forotic, județ Caraș-Severin. Brezonul de lângă Lyon produce vin, Brezonul de lângă Forotic nu știu ce produce. Plec de la Gare de Nord Timișoara cu schimb la Berzovia. Până acolo notez un graffiti. Je suis d'accord. Fac échange du train la Berzovie. Am luat bilet până la Forotic. Apare Lena și verific dacă ajung așa la Brezon, care nu-i lângă Lyon. Da, coborâți aici la Forotic. Mergeți până în sat și de acolo e un stic al Brezonului. Păi, după ce Foroticul ăla mai bune. Da, 10 minute dacă faceți, că nu e. Cam așa nu e diferență. Nu, deci el normal ar fi aproape într-una. Acolo stat nemți înainte și oricam plecat toți și cășurile erau cumpărat țigani pe acolo. Deci mai mult țigani acolo. Adică nu sunt francez, dar au tenul tip Thierry Henry sau Malouda sau Mamadou Diarra. Trenul merge tare, depășesc o sculă mare, scula care nu merge la Forotic. Halta Forotic toamna, caut o indicație exactă. Brezon? Brezon... oricum aparține de comune. Brezon, o luați până la... la drum. Ajungeți, mai bine, o luați înainte. Țineți drumul înainte. Mi se pare mie sau sună franțuzește? Brezon, nu știu nici eu, și eu sunt venit din Moldova. Da, da, mi s-a părut și mie ceva ciudat prima dată când am auzit. În Forotic, Brezon. Nu știa. La revedere, bufon, bună ziua, Forotic. Trebuie să traversez Foroticul, notez un prim simbol rustic, fântâna cu cumpănă. Ca Brezon merge, țica asta. Mai notez că bovinele sunt programate să facă TBC, poliția rurală și al doilea simbol rustic. Între Forotic și Brezon sunt vreo 43 de metri. Cam aici ar trebui să se termine Foroticul, iar Brezonul să fie cam pe la olandezul vorbitor. Întreb de control. Brezon? Chiar Brezonul mă încurcă. Da, după Forotic, Brezon. M-a lăit dumneavoastră. Văd, e viz din... în Australia. Cine? Dumneavoastră? Nu, nu, voi. Nu? Voi viz străini. De la Australia te viz, de la... din părțile alalte. Negativ, suntem getodaci. Am crezut că viz din dincolo, zic, să-i fi dat și lui baba ceva ajutor. Taxa de străini e 10.000, adică pentru că l-a făcut pe purtătorul legal de cameră australian. Australianul Bugnariu. Așa arată, mulțumim Dumnezeu să... dea sănătate. Am zis că dumnealui văd că se cunoște că e străin. Dar cum are față de australian? Și am crezut dânsul cum are barbă și au porumb aici alții, au locuri și-au cumpărat aici din străinătate, știi? Și de-aia am crezut. Corect, unii barbă, alții porumb și direct Australia. Da, da. Așa m-au venit mie în cap că știi unde vorbesc copiii că trec în Australia. Și așa m-a venit mie în gând. Continui descoperirea universului rural Brezon cu australianul Bugnariu după mine. Mi se întâmplă tot mai des să fiu clasat la etnia romilor. Așa am pățit la Monium. Rom s-a înțeles buleche, mulescă, ce motor. Nus! Taci! Pe cuvânt! S-a venit culul de zi și exact tu ești ăla. La Brezon mi se întâmplă iar. Cascosan, tu nu ești țăgan, ești român? Cel puțin așa am crezut până de curând. Lasă că unde ați fost? Prin zonă. Cum vă cheamă? Vaș! Termin cu doamna. Vaș! Eu m-am făcut țigan și operatorul australian, chiar Boșiman. Uite și un dingo, verific tot satul, inclusiv străzile laterale. E mucles peste tot.
În sfârșit apare viața, dar e agresivă. Îl prezint pe cameraman ca australian, bucnariu de la TV Sydney, Australia. Am auzit de canguri, dar nu știm. Ce recomandați unui australian să filmeze? Este unul care cântă la microfon, fratele lui, la microfon și la orgă cântă bine. Du-te și cheamă. Uite, vine. Uite ăla, care e cu țigare în gură. Samir. Hai. Cum procedăm? Am plac? Arestați-i microfon tot. Avem, că noi am făcut discoteci, umblam până la discoteci, ba aici, ba până la urmă. Și avem stății, microfoane, tot. Se descurcă la orice. Și la microfon știe, la acordion știe, tot. Să stabilim cu ce facem actul artistic. Vocea și pe orga, acordion. Nu, vocea-i mai faină, are talent, super. Haideți să ne ajungem. Are voce. Cântă original. Hai de aici, dam loc. Stați acasă. Du-te aduce. Imediat să duce și aduce. Un microfon. Da, imediat. Nu prea știe el cuvinte multe, dar învață. Nicolae Goț. Vin stățile. Hei, nu aici așa, că nu merge priză. Mama, vali cu cărcare. Câmpurile de bumbac din Georgia au dat bluesul, Bronxul a dat hip-hopul, Liverpoolul i-a dat pe Beatles. Să văd ce ne dă Brezonu. Această melodie este dedicată din tot sufletul din partea prietenului și fratelui meu Suzuki pentru scumpa lui nevastă cu rugămintea iartă-mă. Stau și mă întreb dacă se vine acum când nu se lângă tine. Tu ai ales viața ta. Poate acum te-ai găsit liniștea. Facem profil. Australianu, dă-i cu filmul. Și acum tu îmi pui întrebări și eu... Aruncă țigară. Cu cine facem interviul? Deci pe rapperul meu ăsta se știe din start. Trece aici rapperul lui. Și pe colegul meu care e cu mine întotdeauna. Când aranjez stațiile, când le instalez. Prezentare. Numele de scenă e Iacob Florin Călin. Deci de scenă, nu de scenă, numele meu original. Și numele de scenă este Florin Boss. Asta e numele meu și de DJ. Florin Boss, DJ Boss. Genul preferat și de unde a început? Pe manele. Asta a fost de când am fost mic. Am avut plăcerea asta de a cânta. Tot ascultam, tot de guză și m-am obișnuit. Toată ziua îmi puneam muzică, cântam și la microfoane. Am avut orice de lumini, mă duceam la discoteci, eram ca un DJ. Am o ambiție pentru manele în mine. Până acum? În Torino. Deci afară, am fost afară la lucru, la construcție, la astea. Am făcut mulțumesc lui Dumnezeu destul. Și când mergeam la Italia, mergeam cu el pe drum, că eu numai cu el eram. Cântam pe drum, compineam unul pe altul, el cânta pe drum, eu știe și italiană. E vorba că n-am avut nici posibilitate până acum. Deci eu nu mă feresc. Asta e vorba de posibilitate materială. Cum zice și Guță, niciodată să nu uităm de unde am plecat, nu? Noi vorbeam de mici, când creștem, noi mai mari, să ne luăm orgă, stății... Să ne facem o formație. Să facem o formație, noi, eu pe orgă, el din gură, mai niște băieți pe acordeon, pe chitară și el să cântă din gură. Oriunde s-au dus și în sat, oriunde s-au dus numai cu cântatul ei. Când mergeam cu el așa pe drum în sat, ne puneam să ne cântă. Puneam la Italia, numai eu îl puneam. Nu prea vrea. Specială din partea lui Florin pentru Samir, pentru reperul meu, se știe. Planuri de viitor. O să mă lansez mai departe. O să-mi cumpăr tot ce-mi trebuie. Asta e
Ăsta e hobby-ul meu, stațiile, deci de DJ, asta pentru lui DJ. Asta e treaba lui, de când e mic. O să-mi fac un studio mai departe, poate. Fac DJ, să stății, să cântă fanii, asta-i. Să te lansezi, știi cum ești. Pe sistem turbo! Noi suntem aici toată formație! Ăștia toți zvirișorii mei! Plec de la Bosu, schimb strada, de fapt schimb ritmul. Din colț în colț e câte un muzicant. Acum trec pe tango, îl caut pe Nelu de meseria acordeonist. Îl găsesc și împreună cu un saxofonist. Hai să văd dacă ne-am... Eu sunt. Hai. După DJ Bosu fac al doilea profil, Nelu. Pregătire de specialitate. Am făcut curs de 3 zile pe săptămână. Asta în jur de sodică din Cania și un sodică. E show! O 6 luni. Concerte în străinătate. În Franța. Am fost la un spectacol, ca un fel de spectacol așa. Și erau francezi. Am fost invitat la alt spectacol, dar trebuia să ies afară la 3 luni și n-am putut să mai merg. De anul, tată, vezi care e? Trec pe saxofonist. Am cântat la terasă, în Spania. Da? Am cântat la terasă. Păi, am cântat pentru că trebuia să cânt acolo. Ce cer spaniolii? Păi s-a cântat valsuri, tangouri, o polcă din asta. Unde-i saxofonul? Pe acolo e instrumentul meu. Să vorbim despre manele. Manele! Momentan nu se știe, pentru că nimeni nu a încercat cu manele. Deci acolo se cântă în raport după comisiona, după oameni care cunosc muzica. Ies în pași de tango de la Nelu, dar n-apuc să fac prea mulți. DJ Bosu trimite un grup de verișori să mă intercepteze. Sunt rechemat în Bronxul de la Brezon, cu australianul. A spus verișorul, mă, dacă puteți să veniți numai 10 minute ca să facă un videoclip, să joacă fetele și să cântă. Dacă numai 10 minute să veniți acum. Totul e pregătit? Da, tot. Da, să filmăm, să fac un videoclip. De acord să fac videoclip, dar sunt frustrat pentru că am găsit saxofonist, dar fără saxofon. Vreau să aud un saxofon. Bineînțeles că găsești un saxofonist la celălalt colț cu saxofon. O melodie nu-i mare lucru. Hai că vă fac o melodie și nu. Lily was here. Atenție la Dingo. Deci am niște cuini periculoși. Mașă! 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 Ce-ți în față? Nu, tu stați acolo. V-am spus, nu prea mai cântat de mult, dar... Vă fac, nu, nu-i problemă. Bineînțeles și saxofonistul a cântat pentru export, numai că sunt mici probleme. Saxofonul are pană și fâsie și totuși cântați-mi ceva de export. Bine, de-am răsuflă aici. Eu sunt în Franță, până în Italia. În Spania, acolo, am făcut treaba mai bună. Francezi nu cred. Și pe la italien, dau. €20-30, nu era cine știe ce.
Manele am avut, tango am avut, vals am avut. Mă întorc la acțiunea videoclipul. Încerc să înțeleg de ce nu mi-a zis de videoclip data trecută. N-au fost pregătit. De-abia acum. Până la bossul purtăm o discuție despre tupeu și cităm clasici. Dacă n-ai tupeu, ce faci? Asta contează, tupeu și inima, se cânti din inimă. Florin, salam. N-ai tupeu, stai acasă. Ai tupeu, ieși în față și... Verișorii vor și ei videoclip paralel. Le cer o probă ca să văd dacă merită, preferabil în engleză ca să înțeleagă și australianul de la cameră. Acum mi-am amintit cântare. Ia spune. Can it in my hand, can it in my life, cause I hate you so, baby, in art you, baby, I think you're rude, Johnny, crazy me. Eu te iubesc și te fac fericit, dar lângă tine mă simt iubit, baby, n-ai ciu? Bun, gata, hai de anunt. Valabil. Ca să facem un videoclip așa, fain cu trebuie, că știi, n-am fost pregătit și ne arată așa prin surprindere. Să facem un videoclip fain așa cum DJ Boss-ul cântă și îi pun pe ăștia să dansează lângă ei. Ce vă zic? Da, scot boxele afară aici. Asta e deja o avalanșă de videoclipuri. Australianul are de lucru. Găsim și locația. Castingul e făcut de mult. Dar și cântă nevastă mea cu ele, cântă o piesă și ea altă o piesă, știți? Cântă împreună amândoi. Deci cu jocul pe lângă ei. Și eu cânt o piesă cu verișorul. Aici așa, puțin. Dar nu trebuie să ai emoții, trebuie echipul. Stabilim un lucru clar. Fiecare interpret, și sunt sigur că sunt mulți, trebuie să aibă și un nume de scenă. Să mă înțeleg cu verișorul, nu știu ce nume să ne alegem. Gata, să vrei. Păcare, Jani Mesiari, afară punem, nu? Aici. Jani Mesiari. Da, și e Catca Mendi. Catca. Jani Mesiari. Ha. Jani Mesiari. Maladian. Prea bun microfonul, știți. Face știe aici, el pe el stă aici în față, cântă. Eu dau dedicații așa ca o rapper îl iubi pe DJ Boss-ul să cânt aici. Copilul minunilor. Copilul minunilor. Bun așa. Da. Jeana Plujitură. Oi, o să-mi luăm copilul, dar... Arăzea, mă? 2 2 Dar acum îmi dau seama că nu am făcut cunoștință cu toată lumea. Eu mă numesc Cârpaci Samir și misforul verișorul Bosu și... Eu sunt Iasmina și eu sunt verișoara lui Florin Bosu. Eu sunt verișoara lui Florin Bosu și... Eu îi durez multă baftă lui verișorul meu Florin, să are mult succes la cântarea asta. Mă numesc Drăgan Ion Daniel, sunt fratele lui Florin Bosu. Eu mă numesc Cârpaci Marica și sunt mătușa lui Florin Bosu. Mă numesc Cârpaci Javinia Darinca și urez lui verișorul meu Florin Bosu multă baftă. Mă numesc Cârpaci Robi Valentin și urez multă baftă lui verișorul meu Florin Bosu. Eu mi-s baba lui Florin, Dumnezeu să-i dea rog lui eu, Florin Bosu. Dă-i cu... Și din nou această melodie este specială din partea mea, Samir, pentru DJ Bosu, să știe, să cânte din nou această melodie. E doar un vânt și sare amintea grea, cu vântul nimic, cu tole dușmanul, oricât ar vrea. Nu se pură, se învață șmecherie, n-am furat că m-am născut de carat, nu zice să-mi venezi. O plăcere pentru noi, cea mai mare plăcere e asta. Când cântăm manele, parcă suntem în paradis. Dar sunt rău de atins, dacă nimeni nu mă tinge, atunci cine mă învăță? Am noroc și renume, și țară și renume. Oricând, oriunde merg, vine să cânt așa, în gând sau... Dragoste multă și ură, regret tot în inimă. Adicele-am petrecut, parcă ni l-aș fi văzut.
și pe când am fost la Italia, cântam cu el pe autobuz. Mie îmi place cel mai mult să cânt, de când l-am auzit pe Nicolae Guță, parcă am simțit o căldură în inimă așa de manele. Mie îmi place să cânt în inimă, îmi place melodiei să cânt în toată inima. De mic copilu când m-am născut, eu am avut tot ce mi-am dorit. De mic copil, eu când m-am născut, eu am avut tot ce mi-am dorit. De mic copil, eu când m-am născut, eu am avut tot ce mi-am dorit. De mic copil, eu când m-am născut, eu am avut tot ce mi-am dorit. Yeah! Îmi place cel mai mult să avut manele și să cânt manele. Dau cu vin, dau cu bere, s-a prin puțin putere, s-ar gardul la vecina în care am mare încredere. Nu e prima dată când s-ar gardul la vecina și dau pentru sănătate să le fac aproape toate, știe ce are viteza de plecare și de mult până când te ai dintr-o frățioare. Îmi place viața asta și muzica asta de manele. Sunt o căldură în inimă, sunt o atracție de așa ceva de muzica asta de manele. Uite, fierurile mă împingă, parcă ar vrea să ne înălțăm așa dintr-o dată. Leva cu Mari... Mirabela? Mari cu Y ar fi mai bine. Păi, Mari! Da. Mari cu Y la sfârșit. Mari cu Y! Mari, Mari cu Y! Păi, da. Plec din Brăzon, dar nu mă întorc la Fărătic, pentru că e mai aproape Surducul Mare și are gară. O iau spre pădure. Aici nu mai sunt manele, e numai toamnă. Mă asigur că n-am greșit drumul. Da, merge bine, mai vreun kilometru aveți. Hai, fă-mi una, mai. Nu, deci, după, deci, acum, deci mergeți. Pe șoseaua, mai fă-mi una. Hai. Sănătate-vă. Deci, acum, aici, la stângă, șoseaua, către Surduc, merge. Bolerea, ce-o bine să acum te-am. Ajung și la Surduc, așa cred, la 4 km de Brezon, care nu-i lângă Lyon. Am impresia că și aici se aud. Dar nu se aud. Nu se aude nici Bosu, nici Copiii Minunilor, nici Mari cu Y. Ai auzit de DJ Bosu. Eu am auzit și de Brezon, am auzit și de verișorul lui Bosu și de mătușa lui Bosu. Am auzit și că operatorul e australian, am auzit și tango, am auzit și vals. Am auzit și că sunt țigan, din nou. Am auzit și de Forotic și de Surducul Mare, am auzit și de tangourile din Franța și de valsurile din Spania. Am auzit de toate. Unde? La Brezon! Pentru Bosu! Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. Goodbye, Australia! E bine cu filmul. Dar ce-i la Dumnezeu să vă ajute!